Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi, mai ales că pentru astăzi am ales un subiect extrem de interesant și extrem de drag mie. Astăzi vom discuta despre Arhanghelul Rafael, aici prezent lângă noi. Am această statuetă pe care am găsit-o foarte greu și mă bucur foarte mult că am putut să fac rost de ea la un moment dat. Arhanghelul Rafael, știți foarte bine că este arhanghelul vindecării. Este arhanghelul cu care eu rezonez cel mai mult, este arhanghelul cu care lucrez cel mai mult și pe care îl simt foarte prezent în câmpurile mele, ajutându-mă de fiecare dată să vă ajut pe voi la rândul meu. Arhanghelul Rafael este primul arhanghel menționat în Biblie și numele lui de Rafael înseamnă de fapt Dumnezeu vindecă. Este instrumentul, da, lui Dumnezeu, dacă putem să spunem așa, prin care aduce vindecarea în viețile noastre. Că vorbim despre o vindecare fizică, că vorbim despre o vindecare emoțională, că vorbim despre o vindecare energetică, Arhanghelul Mihail este cel care are această responsabilitate, are această putere și cel la care trebuie să apelăm atunci când avem nevoie de ajutorul lui. Culoarea lui este verdele smarald, acel verde frumos, acel verde al smaraldului. Și atunci când faceți meditații cu Arhanghelul Rafael sau atunci când îl chemați în ajutor, de foarte multe ori veți vedea cu ochiul minții această culoare verde smarald vindecătoare. Ca orice alt arhanghel care vine în ajutorul nostru, și noi am vorbit despre Mihail acum ceva vreme, care este cel ce ne este aproape de următorii 2 ani, Arhanghelul Rafael trebuie chemat de fiecare dată când simțiți nevoia unei vindecări. Și aici nu mă refer doar la vindecările fizice, da? Putem să avem sufletul rănit, putem să avem sufletul mâhnit, putem să avem câmpurile energetice sparte sau să nu avem rotațiile bune ale chakrelor, dându-ne la un moment dat niște dezechilibre. Ei bine, Arhanghelul Rafael este cel care ne poate ajuta. Rafael lucrează prin oameni, să știți. Rafael nu doar că vine și te vindecă, Rafael te poate duce în urma rugăciunilor tale către el în contextul potrivit sau îți poate arăta calea potrivită pentru ca tu să ajungi la terapeuții potriviți, să ajungi la medicul potrivit sau la tratamentul cel mai bun. Un mic sfat: de fiecare dată când aveți de luat un tratament, luați acele pastiluțe în mână sau acea cutie de pastiluțe în mână și rugați-l pe Arhanghelul Rafael să învăluie acele pastile, acel tratament în scutul lui verde smarald pentru a cumva potența beneficitatea tratamentului respectiv. Așa cum spuneam că Rafael lucrează prin oameni, asta înseamnă că el este cel care ne duce pe calea vindecării, că vorbim despre o vindecare sufletească, trupească sau energetică, tot vindecare se numește. Cum putem să-l chemăm pe Arhanghelul Rafael în ajutorul nostru? Ei bine, spre exemplu, dacă avem nevoie de o vindecare fizică, vom spune așa: Arhanghel Rafael, umple-mă de lumina ta verde vindecătoare și ajută-mă să-mi refac și să-mi vindec toate structurile mele fizice. Dacă este vorba despre o vindecare emoțională, veți spune toate structurile mele emoționale, adică: Arhanghel Rafael, umple-mă de lumina ta verde vindecătoare și ajută-mă să-mi refac și să-mi vindec toate structurile mele emoționale. Bineînțeles, când e vorba despre vindecarea energetică, același lucru: Arhanghel Rafael, vină și umple-mă cu lumina ta verde vindecătoare și ajută-mă să-mi refac și să-mi vindec toate structurile mele energetice. Faceți acest lucru în fiecare seară când vă puneți în pat, pentru că în timpul nopții corpul oricum se reface, iar energia verde smarald Arhanghelului Rafael nu are cum decât să vă ajute și mai mult. O altă modalitate prin care putem să lucrăm cu Arhanghelul Rafael este că atunci când avem o problemă, să medităm cu el. Există foarte multe astfel de meditații, pe YouTube le veți găsi, însă am să vă dau una foarte simplă, și anume: întindeți-vă comod în pat sau stați pe un fotoliu cât mai comod, să aveți spatele drept, este foarte important acest lucru pentru ca energia să circule mult mai facil.
Chemați-l pe Arhanghelul Rafael și imaginați-vă cum din vârful capului intră o energie verde smarald prin chakra coroanei și apoi vă străpunge tot corpul. Corpul se umple de această energie și orice blocaj, orice lucru negativ, veți vedea cum veți simți că se elimină prin picioare, cumva cu ceva similar unei smoale negre, unei o mâzgă neagră care iese din voi la nivel imaginativ. Deci, lăsați energie să intre în corpul vostru și lăsați-o să iasă prin picioare sub forma acestui lichid viscos negru. Dacă aveți o problemă clară, spre exemplu, nu știu, avem o problemă cu pancreasul, să zicem, da? Aduceți cât mai multă energie din aceea verde în zona pancreasului, da? Dacă aveți o problemă cu ochii, cu vederea, la fel, foarte multă energie verde în zona ochilor. Aceasta este o modalitate simplă de meditație, o puteți face timp de 5 minute, 10 minute, cât simțiți fiecare și cât mai des posibil. O altă modalitate de invocare a Arhanghelului Rafael este aceea de a aprinde un număr de 5 lumânări verzi, 5 lumânări verzi pastilă, le luați efectiv și pe fiecare scrijeliți cu un râu de ac numele lui Rafael. Scrieți Arhanghel Rafael, Arhanghel Rafael, Arhanghel Rafael sau dacă vă este mai simplu puteți să scrieți Dumnezeu vindecă, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu vindecă de 5 ori, deci o dată pe fiecare lumânărică. După ce ați scris pe fiecare lumânare numele Arhanghelului Rafael, le puneți să ardă în linie, da? Și vă rugați pentru vindecarea voastră, pentru ceea ce voi aveți nevoie să vindecați la voi. Că e vorba de o boală trupească, sufletească sau energetică, rugați-vă la el. Ceea ce vreau să vă atrag atenția este că acest ritual cu lumânările se poate face și pentru alte persoane. Pentru persoanele care suferă la voi în familie, pentru copii, pentru părinți, pentru bunici, pentru frați, pentru surori, nu contează cum. Și puteți face acest lucru, da, aprinzând acele lumânări și punând intenția vindecării acelei persoane. Arhanghel Rafael, vino și ajută-mă cu puterea ta prin tine să îl putem vindeca pe cum îl cheamă sau cum o cheamă persoana respectivă. Bineînțeles că mai există și acatistul Arhanghelul Rafael, de care vă spun și v-am mai spus de câteva ori, iar la ședințele de terapie, cu siguranță v-am recomandat acest acatist. Și acest acatist Arhanghelul Rafael trebuie citit lunea și vinerea. Cel mai indicat este să-l citiți luni și vineri timp de 4 săptămâni. Asta înseamnă de 8 ori în total, da? Deci 4 săptămâni, de 2 ori pe săptămână, de 8 ori în total, doar lunea și vinerea. Dacă începeți acest ritual, trebuie să-l duceți până la bun sfârșit cele 4 săptămâni. Dacă ați uitat într-o zi să-l spuneți, va trebui să reluați acest ritual de la început. Arhanghelul Rafael este un arhanghel care nu doar că ne aduce vindecare, ci ne ghidează spre cei care ne pot vindeca și să știți ca și un mic pont, atunci când plecați în călătorie și aveți emoții, atunci când plecați cu avionul și vă e frică sau vreți să mergeți cu bine la destinație, să știți că Arhanghelul Rafael este și arhanghelul care ne ajută foarte mult să ajungem în siguranță la destinație. Așadar, nu vă sfiiți să cereți ajutorul Arhanghelului Rafael pentru că el este lângă noi, misiunea lui este aceea de a ne ajuta în ceea ce înseamnă orice proces de vindecare și niciodată nu ne va lăsa la greu. Sper că v-a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să vreau să dați un share acestui video și un subscribe cu canalul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, pace în suflet și multă, multă iubire. La revedere!